Tragedie într-un sat din Buzău. Un tânăr de 27 de ani a murit după ce a fost prins într-un utilaj agricol cu care făcea baloți de paie. Era singur când s-a petrecut nenorocirea, așa că a zăcut pe câmp fără suflare câteva ore, până când un localnic l-a descoperit într-o baltă de sânge. Tânărul de 27 de ani avea o mică afacere de familie, o fermă cu 800 de oi. Ieri, în jurul prânzului, a plecat cu tractorul și balutiera pe terenul de la marginea localității. Nimeni nu știe cum și-a găsit sfârșitul strivit în utilajul agricol. Și care fi băgat piciorul și când a venit proprietarul paielor, l-a găsit învârtind acolo și s-a dus acasă de a întreba de el, că a văzut sânge. N-a știut să oprească tractor, n-a știut să oprească. Până a venit ăștia de acasă, l-am bărdit acolo de la găsit. Tânărul a zăcut prins între fiarele balotierei până la lăsarea întunericului. Întâmplător, un localnic a trecut prin zonă. I s-a părut ciudat că utilajul este pornit, dar nimeni în preajmă. S-a apropiat și așa a descoperit tragedia. L-a găsit în balotieră, mă rog, ce făcea la ei? E în balota balotește. La un timp nu știm cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, când a fost, când nu l-a găsit. Nu l-a găsit aici, a fost singur. M-au zis că l-a prins presa. Altceva, nu știu nimic. A făcut cineva să-l salveze? Și că a trecut un om pe aici și a pus cum merge tractorul și s-a dus acasă de anunțat. A prins soția, a oprit tractorul. Nu a știut de el că e în presă. Bărbatul a chemat mai mulți vecini pentru a-l scoate pe tânăr din balotieră și a cerut ajutor și la 112. A ridicat capota și noi l-am scos din paile de acolo. Trupul tânărului a fost transportat la medicină legală pentru necropsie. În urma lui a rămas multă durere. În luna octombrie urma să se căsătorească, însă, în loc de nuntă, familia bărbatului trebuie să se pregătească acum de înmormântare.